Deșteptarea. A fost prins un preot fals la Galați. Un preot fals? Un preot fals, da. E un preot fals. Mă rog, nu știa să spună înger, îngerașul meu. Cred că l-au testat cu asta. Omul zicea că e preot ortodox și cerea bani pentru construcția unei biserici și ore ajutoare de mormântare. Ca orice păcălici, știi cum e, merge din ușă în ușă. Da, da, da. Și cere bani pentru una, pentru alta. N-a avut prea mare succes, în sensul că a strâns doar 11.000 de lei într-un an. N-a modest. Făcut, da, n-a făcut, strica piața. Da. Serios, adică n-avea mari șanse. Lumea s-a prins că e ceva în regulă încă de asta iarnă, când, cu, când falsul popă, care are doar 18 ani, umbla cu boboteaza prin casele enoriașelor din Galați. Aici, cred că a fost prima lui greșeală. În ce sens? Păi cu boboteaza vine preotul de parohie. Adică oamenii îl cunosc, aia care deschid ușa. Moment, că și aici e. Așa. Deci cei care deschid deci, ușa cei care deschid ce ușa și primesc preotul cu boboteaza, îl cunosc pe părinte, că e la care merg la slujbă în fiecare weekend. Da, dar pentru asta sau... trebuie să te duci la slujbă. Păi asta, păi da, dar în general lucrurile se leagă. Adică dacă mergi la slujbă, vrei și botez. Iartă-mă că te întreb, mergi des la slujbă, tu știi despre ce preot vorbești, în cazul tău, propriu și personal. Eu nu deschid. Ai văzut? Deci și tu nu deschizi ușa de bobotează? Am deschid, o deschid, să zic, o dată la 10 ani. Așa? Adică nu obișnuiesc. Și atunci nu știu cine e părintele cu bobotează. Eu nu sunt cu obiceiurile astea, nu vă supărați pe mine. Deci poți să o pățești. Dacă deschizi ușa fie și din greșeală, nu știi, vine preotul, fals. Pe mine, de exemplu, mă păcălea. Adică asta eu eram cotilaia 11.000, eram cotizant, da. Bun, lumea s-a prins că e ceva în regulă încă de asta iarnă, cum spuneam. Poate s-a gândit și el că oamenii sunt mahmuri, știi, după Revelion. Și, nu... și au zis, bă, uite, hai că uite încep acum, poate nu se prind. Poate le-a zis, m-a trimis părintele cu tarie, că e prins cu altceva, e accidentat, e cine știe, și am venit eu, el fiind și mai tânăr. Asta iarnă, spune știrea, cineva a sunat la poliție să anunțe că umblă un popă fals prin cartier. Vigilenți, polițiștii l-au găsit pe centură însoțit de alți doi tineri de 17 și 18 ani. Cântăreți. Lucra în echipă, da. Aici n-ajuta, adică el e... Cântăreți, e, știi că e părintele și mai așa. E un băiat ăsta mai tânăr care cântă și că așa e ritualul. Că tu auzi cântecul pe scara blocului, cum faci liniște în casă. Știi ce zic? Băi, și cel găsit. Care cântărețul rămâne la ușă și cântă și părintele intră și dă cu busuioc. Eu am senzația că am intrat în știrea asta total nepregătiți. Nu e domeniul nostru, dar băiatul a încercat și uite că pe mine mă miră că și-a făcut și contul ăla fals pe Facebook, da. Să strângă bani să construiască o biserică. Acolo era și mai... Adică mă mir că... instituția BOR nu s-a autosesizat mult mai repede. Adică a fost nevoie să-l prindă pe centură. Probabil că n-are un departament specializat pentru fraudele astea online. La BOR mă refer. Ar trebui. Că altfel dacă îl prindeau prin preajmă, eu zic că nu rămânea nepedepsit. Deșteptarea